Gabriel Grozavu pare să fie la acest moment soluția pe care liderii USL au găsit-o pentru Târgoviște. Va fi sau nu liderul liberal cel care va fi aruncat în această luptă? Nici măcar Grozavu n-a putut să confirme acest lucru. Și candidatura la primăria Târgoviște, așa cum am spus-o de foarte mult timp, vor revine alianțe de centru-dreapta. Informația oficială sau comunicarea oficială o să o primiți probabil săptămâna viitoare, când sunt așteptați cei trei lideri ai Uniunii Social-Liberale la Târgoviște. Informația care s-a vehiculat are o bază reală? Are o bază reală, dar comunicarea oficială încă nu a fost făcută de către liderii celor trei partide componente ale Uniunii Social-Liberale. Dar ce se întâmplă în acest moment? Încă mai negociați pe această candidatură sau sunteți la stadiu de discuții? Ce vă împiedică să... Nu, sunt negocieri colaterale acesteia, dar toate fac parte dintr-un ansamblu care trebuie pus la punct și când se va finaliza, repet, sper că la sfârșitul săptămânii viitoare vom comunica oficial. De fapt, comunicarea oficială va fi făcută mai întâi de către liderii de la București. Desemnarea candidaturii și discuțiile făcute pe această temă pornesc de la niște sondaje realizate în această ultimă perioadă? Nu aș putea spune că aceste sondaje au fost determinate. Știu că s-au făcut niște măsurători de către conducerea centrală a USL-ului. Noi doar am aflat după aceea, deci așa este firesc. Nu știu dacă aceste măsurători au determinat sau vor determina decizia finală, dar au o influență, eu zic, destul de solidă în luarea deciziei finale. Dumneavoastră cum vă plasați în aceste sondaje? Că bănuiesc că vi s-au comunicat rezultatele. Nu mi s-au comunicat absolut nimic. A, deci nu știți cum stați în sondaje? Nu. Pe de altă parte, la PDL, partid care a dat primarul municipiului, liderii au comentat cu satisfacție informația. Este bine. La fel de bine ca acum 4 ani. Mulțumim celor care l-au propus.